Festival al strugurilor timpurii, dar fără struguri, și în ultima zi a târgului specializată de la Durlești a venit doar un singur viticultor din cei 5 anunțați. Potrivit organizatorilor, în acest an producătorii justifică lipsa prin coacerea târzie și calitatea proastă a strugurilor. Doar Lidia Roșca a venit la festival cu 2 soiuri de struguri din cele 6 pe care le cultivă împreună cu familia. Aceasta era ajutată de nepoțica ei. Timpul a fost cam rău și ploaia ne-a amânat de 3 săptămâni mai târziu. Cum vedeam că timpul rău, noi ginerile și cu cuscru, atât, ei făceau acolo treabă cu stropitul. Ei, cum vedeau, la vreme trebuie tot să facă cum trebuie. Și așa timp delungat, tot anul s-a chinuit, anul ăsta, acum am venit să vindem. Timofei Pogor cultivă struguri de 20 de ani, însă la festival a venit doar cu vin. În fiecare an răscălinim și cu poamă și cu vin. În legătură cu poama, anul ăsta nu-i la condițiile care trebuiesc, am venit numai cu vin. Și nu-i coaptă cu poamă. Vizitatorii festivalului strugurelui s-au dovedit a fi înțelegători cu agricultorii. Cred eu că totuși ar fi fost bine să fie mai mulți. În cazul în care e numai acest producător de struguri, o să cumpărăm de la el. Nu-i poamă rea. Poamă rea. La mulți am făcut că eu tot am văzut 12 grade, dar e rea. S-a uscat și deci la pică. Dar aici văd că în cazul celui ele a crescut poamă. Potrivit organizatorilor, la târg au fost invitați viticultori nu doar din Durlești, ci și din alte localități, dar aceștia au refuzat să vină pe motiv că strugurii timpurii încă nu s-au copt. S-au anunțat 5 producători de struguri, până la urmă au refuzat să vină din motivul că noi aveam concursul cel mai frumos struguri și mai mare și cu păreri de rău anul acesta este o problemă cu strugurii, sunt mici, nu calitativi. Festivalul strugurilor timpurii August din Durlești este la cea de-a 4-a ediție.